tare, prieten, de câteva zile am avut ocazia să testez cea mai nouă trotinetă de la Nineboot, denumită Max G30. O trotinetă ceva mai mare decât eram obișnuiți cu produsele Nineboot. Cu un șasiu supradimensionat, se spune că a fost gândită pentru ride sharing. Un motor de 350W amplasat pe roata spate, un acumulator mai mare ce promite o autonomie de până la 65 km, sistem de frânare dual, unul mecanic montat pe roata față și încă unul de tip EABS cu regenerare montat pe roata spate. Trotineta a fost dezvoltată pentru drumuri lungi, pentru navetă zilnică și mai puțin pentru a putea fi cărată pe la metrou sau pe mijloacele de transport. De ce spun acest lucru? Datorită greutății sale, ce este aproape de 19 kg, dar și a ampatamentului, care este ceva mai mare față de trotinetele mai micuțe, fapt ce îți oferă mai mult confort pentru picioare și, bineînțeles, o călătorie mult mai confortabilă. Cauciucurile sunt pe 10 inci, sunt pe aer și au în ele o soluție de self-healing. Ce înseamnă asta? În momentul în care ai făcut o pană, teoretic, se poate repara. Cu siguranță ar fi trebuit acum să fiu îmbrăcat la costum și să circul pe undeva prin zona din spatele meu, Bibera, pe pistele de biciclete, acolo unde această trotinetă își găsește locul. Nu este atât de confortabilă pe cât mi-aș dori eu să fie, asta pentru că se bazează doar pe cauciucuri pentru a absorbi șocurile. Frânarea acționează destul de bine, dar etrierul sau partea de frânare este destul de expusă în zona frontală. Aripa nu este foarte sigură, neavând un clip suplimentar de prindere, iar ghidonul cred că este puțin cam îngust, ceea ce nu îți oferă o stabilitate foarte mare, cel puțin pe distanțe mari. Cât despre faptul dacă poți sări o bordură sau cât de bine absoarbe piatra cubică, pot să vă spun că nu se comportă foarte bine. Practic, ea nu a fost gândită pentru a face lucrurile acestea. Mergi foarte bine pe pistele de biciclete, unde asfaltul este de calitate foarte bună, dar Bucureștiul nostru, sau mai degrabă România, nu este perfect adaptată pentru acest gen de trotinete fără suspensii. Este un produs premium și asta se vede în calitatea construcției acestei trotinete. Finisajele sunt impecabile, nu joacă, nu zdrângăne nicăieri. Practic, o scoți din cutie, îi pui 6 șurubele sus cu imbusurile care îți vin în cutia respectivă și de acolo ai pornit-o și ai mers cu ea. Și era să uit un alt lucru care, eu știu, poate fi util. Această trotinetă are încărcătorul inclus în șasiul unde este și acumulatorul, astfel încât ai nevoie doar de un cablu foarte ergonomic pentru a-ți încărca trotineta.